Fundătura ponorului sau palma lui Dumnezeu este locul unde timpul parcă a încremenit. Dar până acolo avem parte de zone aride, puține zone cu umbră, câte o casă aici-colo, ba zărim chiar și două cruci într-o grădină și din ce am citit nu e nimic ciudat în asta. În unele zone ale țării, oamenii își îngroapă morții în grădină. Cel mai facil mod de a ajunge aici este din localitatea Federi, dar cum necum am ales traseul cel mai lung, tocmai din Cioclovina. Din păcate, nu am explorat peșterile din zonă. Ele oricum nu sunt destinate publicului larg, dar le puteți admira măcar din exterior. Arșița și lipsa apei ne-au grăbit pașii spre drumul de întoarcere, dar cred că rămâne deschisă poarta unei posibile reveniri pe aceste meleaguri. Ceea ce m-a atras foarte mult a fost toată această reclamă care s-a făcut în ceea ce privește acest loc. Am tot citit prin diverse articole cum că este cel mai frumos loc din România sau unul dintre cele mai frumoase locuri din România. Cu a doua sintagmă sunt de acord. Eu de obicei mă feresc să spun, uite, am fost în X loc, este cel mai frumos loc din țară, pentru că nu am fost în toate locurile din țară, nu am fost în toate satele și cătunele aflate în munți, în inima munților, de aceea mă feresc să spun acest lucru. Pot spune că da, este un loc extraordinar, dar am văzut multe locuri mult mai frumoase decât acesta. Este clar, trebuie să vă duceți acolo, trebuie să-l vedeți măcar o dată în viață. Noi am ales varianta mai greuță din punctul de vedere al lungimii traseului și mai ales că a fost una dintre cele mai călduroase zile pe care eu le-am trăit pe munte. A se vedea nasul roșu desenat de soare la peste 30 de grade, câte au fost, foarte, foarte cald, chiar am fost la limită cu apa și pe ultimii 10 km am tot tras de maxim 500 de mililitri de apă. Într-un final s-au acumulat în jur de 18 km cu vreo 700 de metri elevație, destul de mult pentru o zi în care am mers prin soare mai mult de jumătate din traseu. Și nu am găsit nicio sursă de apă. La un moment dat am dat peste două fântâni, dar nu părea a fi apă potabilă, iar într-una din ele pur și simplu n-am avut cu ce să scoatem apă, pentru că nu era nicio găleată. În fundătura ponorului, deși erau case locuite, nu am zărit nicio sursă de apă. Adică, dacă cineva știe de unde își iau acești localnici apa, probabil că au undeva mult mai departe niște fântâni, mai departe de locuințele lor, mă gândesc, pentru că ne-am tot uitat în zonă și nu am văzut absolut nimic. Cheile Băniței s-au format în urma acțiunii râului asupra masivului Calcaros. Astfel, astăzi putem admira un peisaj rar întâlnit.
pe parcursul a 200-300 de metri de plimbare prin apă. Situate în apropiere de peștera Bolii, cheile sunt un obiectiv de neratat. Dacă tot am pomenit despre peștera Bolii, haideți să vedem despre ce este vorba. Un loc de poveste cu multe legende despre comori ascunse, năluci și apariții misterioase. Ce să mai, tot acâmul pentru a te convinge să o vizitezi. Pe noi ne-a convins modul în care a fost amenajată. Am putea o clasa chiar în top 3, una dintre cele mai frumoase și interesante peșteri din România. Cel mai probabil numele vine de la familia Bolia, menționată pentru prima dată în anul 1404. Peștera are o lungime de peste 400 de metri și se poate parcurge integral, fiind iluminată, cu excepția ultimei părți, unde veți avea nevoie de o frontală pentru a ajunge la celălalt capăt al ei. Trecerile peste apă se realizează pe podurile iluminate, special amenajate, excepție făcând ultima parte a peșterii, care este, după cum am spus, neiluminată. Pentru cei curajoși care vor să străbată ultima porțiune la lumina frontalei, după ce au trecut prin apa rece, galeria ne oferă o frumoasă surpriză. Ulpia Traiana Sarmisegetuza a fost capitala provinciei romane Dacia. Este situată la 40 de kilometri de Sarmisegetuza Regia, capitala anterioară a regatului.
Fiecare loc are de obicei două istorii. Cea transmisă prin viu grai de la o generație la alta și cea consemnată în cărți. Nouă ne place să le știm pe ambele, astfel aflăm că Biserica de Însuși este cea mai veche biserică de piatră din țară. Potrivit unor mărturii inedite publicate de istorici la începutul secolului trecut, de Însuși ar fi fost un templu păgân înainte de creștinarea localnicilor și loc de înmormântare al generalului roman Longinus, ucis în timpul războaielor daco-romane. Biserica din Densuș a fost ridicată pe ruinele unui templu închinat zeului Marte, în altarul căruia romanii aduși în Dacia obișnuiau să facă sacrificii. În zidurile bisericii au ajuns blocurile de calcar și monumentele funerare din fostul oraș antic Ulpia Traiana Sarmisegetuza. Iată deci cât de veche ar putea fi această biserică. Mai trebuie specificat faptul că în localitate s-a remarcat familia de intelectuali Densușanu și aici îi amintim pe Aron Densușanu, istoric literar și filolog român, născut Aron Pop, dar numit Densușanu de către profesorii săi din Blaj, Ovid și Elena Densușanu, alături de Nicolae Densușanu, care s-a remarcat prin lucrarea sa Revoluțiunea lui Horea, reconstituind pe baza unei documentații bogate evenimentul din 1784-1785. Multe se mai pot spune despre acest loc, dar cel mai bine este să veniți aici și să vedeți cu ochii voștri această bijuterie a României. Mănăstirea Colț, situată în comuna Râu de Mori, este printre primele mănăstiri atestate din țară, fiind construită la începutul secolului al XIV-lea de familia Cândeștilor. Vis-a-vis, acolo unde doar vulturii ajung, stă semeață cetatea Colț, sau ce a mai rămas din ea. Ruinele sale ne amintesc de scopul construirii și anume acela de apărare. Alte episoade vor urma, așa că dacă vrei să ne urmărești în continuare, apasă butonul de subscribe pentru a vedea și alte locuri minunate din România.